Colaborarea lui Viorel Morar nu s-a limitat la reprezentanții PAS. Fostul șef al Procuraturii Anticorupție a cooperat activ cu reprezentanții ai ONG-urilor, precum și cu mass media cică independentă. Opinia aparține procurorului general Alexandru Stoianoglu, iar toate datele care au fost prezentate sunt extrase în cooperare cu Europol din transcrierile conversațiilor telefonice a lui Morar. Analiza comunicării lui Viorel Morar cu reprezentanții ONG-urilor arată clar ale cui interese sunt de fapt lobate de aceste organizații neguvernamentale în Republica Moldova. O asemenea susținere a lui Viorel Morar din partea IPRE nu este întâmplătoare. Este suficient să deschidem lista donatorilor IPRE și devine limpede cine stă în umbră. Fundația Konrad Adenauer, organizația partener al președinției, Fundația Soros Moldova, Uniunea Europeană, etc. Președintele al Consiliului de Administrare a acestui ONG-ul este chiar purtătoare de cuvânt a președintelui Maia Sandu. Procurorul general a spus că Viorel Morar s-ar fi bucurat și de sprijinul ambasadorului UE în Moldova, Peter Mihalco. Stoianoglu a subliniat că dialogul dintre Morar și Mihalco a început chiar în momentul concursului pentru postul de procuror general al țării. Mai târziu, oficialul european i-a permis lui Morar să-l sune în orice moment al zilei. Reprezentanții Uniunii Europene la fel se regăsesc printre aparaturi aprici al lui Viorel Morar, deși nu este de mirare. Ori anume acest reprezentant al Uniunii Europene la Chișinău a fost în relație destul de prietenești și cu elita politică din timpul statului capturat. Da, ați intuit corect. Este vorba despre Petru Mihalco, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova în ultimii 4 ani, care la fel a fost într-o corespondență directă și apropiată cu fostul șef al Procuraturii Anticorupție. Viorel Morar îl raporta orice mișcare și îl aproviziona din plin cu materialele de uz intern. Aparent susține Stoianoglu unul dintre principalele subiecte care l-au interesat pe Mihalco în comunicarea cu Morar a fost interesul de a promova așa numitul caz de finanțare ilegală a PSRM. 28 noiembrie 2019, atrageți atenție, Viorel Morar îl reportează ambasadorul Uniunii Europene. La 26 noiembrie 2019 am dispus anularea ordonanței procurorului de refuz pe faptul finanțării PSRM. Dacă se deducem din discuție, acest subiect a fost abordat cu o săptămână mai devreme și în cadrul întrevederii dintre cei doi. Nu pot să nu remarc aici faptul că anume dosarul finanțării PSRM îl interesa pe ambasadorul UE Peter Mihalca și în cadrul întrevederilor sale oficială cu mine. Rezumând, Alexandru Stoianoglu a subliniat că nu se teme să provoace un scandal diplomatic prin declarațiile sale, adăugând că este pe deplin responsabil pentru cuvintele sale. La scurt timp, reprezentanții PAS au venit cu o reacție și au menționat că tot ce spune Stoianoglu sunt aberații. Am încercat să obținem un comentariu și de la ceilalți menționați în material, dar apelurile noastre au rămas fără răspuns.